Constând că ușile cancelariilor occidentale sunt închise pentru el din cauza managementului bazat pe corupție, minciună și clientelism pe care l-a implementat în guvernul României, Victor Ponta și strategii săi plătiți din taxele cetățenilor au decis că este timpul pentru o nouă acțiune de imagine. Terminând probabil de cheltuit cele 10 miliarde de dolari pe care anul trecut le-a anunțat ca investiții chineze în România, premierul și-a aranjat o vizită de lucru pentru a putea anunța noi succesuri ale acestei colaborări. După informarea guvernamentală de anul trecut, conform căreia companiile chineze investeau în energie și agricultură, acum am aflat că autostrăzile noastre și căile ferate vor fi construite tot de chinezi. Pe lângă evidența minciunilor și propagandei pontiste din aceste anunțuri, nu pot să nu mă întreb dacă recenta vizită oficială a angajat statul român în sensul unor promisiuni de încredințare a unor lucrări publice din România, cu încălcarea normelor legale și democratice în materie de atribuire de fonduri publice și europene, a declarat deputatul PNL Cristian Buican. Din pozele de pe pagina de Facebook a premierului, am aflat că marea vizită a sa în China a fost mai mult un concediu cu soția, iar din declarațiile sale publice am descoperit înclinațiile socialist-comuniste ale lui Victor Ponta și respectul neprețuit pe care îl poartă stilului autocratic de conducere al Partidului Comunist Chinez. Pentru România și români, nimic concret, nimic esențial, doar promisiuni și propagandă, așa cum ne-a învățat deja cel mai mincinos premier al României. De asemenea, nu pot să nu-mi exprim o altă îngrijorare mai profundă, justificată de o alta vizită de lucru în China, cea a fostului dictator comunist Nicolae Ceaușescu. Urmarea o știm cu toții, a mai spus Cristian Buican.